Măi, fraților, de ce am un ochi mai mic și unul mai mare? Bine, toți avem un ochi mai mic și unul mai mare, dar eu am exagerat chestia asta pentru că mi-am pus damboule genele și zici că sunt chioampă. În fine, să trecem la treabă. Bună, eu sunt Teo Rose și mă bucur mult că ne putem revedea pe canalul meu de YouTube, pentru că nu știm cât va dura perioada asta de izolare la domiciliu, izolare recomandată, nu impusă deocamdată. Eu nu vreau să lipsesc din viețile voastre, așa că o să ne vedem în fiecare luni și joi, aici pe canalul meu de YouTube, cu un nou vlog. Bineînțeles că ne vedem și miercurea pe canal D cu emisiunea Bravo I Steal de la orele 22 și apropo, dați-mi și mie un vot 6 la 1206. De fapt, nu mai dați vot, păstrați banii că cine știe ce vremuri ori veni, ferească Dumnezeu și poate aveți nevoie de bani. Mă gândesc că chestia asta nu poate duce decât la o criză economică extraordinară și sper că nu vor fi decese și alte chestii. Ferească Dumnezeu, nici nu vreau să pomenesc chestia asta. Da, lăsați! Dacă nu mă votați, măcar uite, dați un subscribe la canalul meu de YouTube, apăsați pe clopoțelul ăla de notificări, dați un like acestui video, un comentariu acum sau la finalul clipului, chestii de-astea, da? Pentru orice eventualitate, așa, dacă în cazul care aveți prea mulți bani. 6 la 1206, că nu se știe niciodată ce bugați, să uită la mine. Subiectul despre care vreau să vă vorbesc eu astăzi e un pic delicat pentru mine, e vorba despre o perioadă pe care eu am reușit să o depășesc, dar care m-a marcat emoțional mai ales. Am și postat pe Insta Story și am povestit despre această perioadă și am constatat în urma reacțiilor voastre că generația tânără se confruntă cu chestia asta, cu anxietatea și atacurile de panică. Eu încerc să scurtez, să fac povestea asta să fie cât mai scurtă. Trebuie să vă spun cam ce m-a făcut pe mine, ce m-a dus pe mine în pragul acestor stări. Așa că o să vă spun pe scurt evoluția mea. Știți că eu când de mic am participat la concursuri, în 2013 am debutat în industria muzicală, am început să lansez primele clipuri și piese, am lucrat cu o echipă de oameni care au crezut și investit în proiectul Teo Rose, cu ei am început. Am mers pe la emisiuni, mi-am promovat muzica, am și prezentat emisiuni, debutul am avut în televiziune, chiar la canal, de cu emisiunea Kidsing, cu o emisiune pentru copii, pe care am prezentat-o, după care am fost la Te Cunosc de Undeva, Te Cunosc de Undeva, experiență care m-a călit extraordinar de tare, bine, o experiență în primul rând extraordinară pentru mine, o experiență de scenă pe care, nu știu, aș recomanda-o oricărui artist la început de drum și nu doar celor la început de drum, dar pe mine m-a inițiat într-un mod fantastic și a fost un impuls, clar. Și o trezire la realitate, clar. Și spun asta pentru că unii oameni sunt răi cu alți oameni, se întâmplă chestia asta. Nu m-a afectat asta așa de mult, dar de fapt ce mai ai să vă spun? Unii din industrie deja, mai vechi, în branșă, au impresia că cine vine și pătrunde nou în industria asta, vine ca să ia papara de la gură. Ori nu e așa. Eu nu știu cât loc e în industrie, căci că ar fi loc pentru toată lumea. N-am eu de unde să știu cât loc e, dar eu sper că e. Nu-mi doresc să iau pâinea de la gura nimănui. Doamne, mă interesează eu să-mi văd de treaba mea în liniște, fără să dau pe nimeni la o parte. Și m-am confruntat și cu asta la Te Cunosc de Undeva, de asta spun că m-a călit ca experiență. După care am mai prezentat o emisiune de vară cu Pepe și Dorian Popa pe Antena 1, adică eu am tot fost pe la televizor, am tot fost în lumea asta, doar că multe dintre proiectele din care am făcut parte nu mi s-au potrivit. Drept urmare, nici nu au fost cu succes prezența mea în aceste proiecte. Și au fost de fiecare dată o dezamăgire pentru mine, fiindcă de fiecare dată mă entuziasmam, credeam că reușesc și de fiecare dată îmi dau seama că nu e așa, că iar a fost fail, am fost degeaba acolo. Deși nu am fost niciodată degeaba pentru că am acumulat foarte multă experiență. Știu televiziune, știu cu ce se mănânc, am fost acolo, am muncit, am tras tare. Am habar de ce se întâmplă în industria asta și toate experiențele astea care mie la momentul respectiv mi s-au părut eșecuri, acum mi se par o avere pentru mine, pentru că m-au ajutat, mi-au îmbogățit cunoștințele și bagajul de experiențe. Și am tot lucrat la muzică. Am avut perioade cu suișuri și coborâșuri, de perioade dureroase. În prima fază, ce m-a marcat foarte tare a fost moartea a trei dintre bunicii mei. Mai am o singură bunică acum. Bine că știm care e cursul firesc al vieții și ne așteptam să-i pierdem pe ei primii. Vă dați seama că, na, așa se întâmplă, asta e. Da, m-a marcat, mi-am dat seama așa că e dureros și toate aceste situații au instaurat în sufletul meu o frică. Frica de a nu mă îmbolnăvi, frica de a nu-i pierde pe ai mei sau de a nu se îmbolnăvi ei, Doamne ferește. Și chestia asta m-a făcut așa să fiu un pic instabilă emoțional. S-a întâmplat ceva din momentul ăla, am devenit mult mai senzitivă, mă emoționez așa, damboulea, oricând, la orice, nu mai sunt eu așa tank cum eram înainte. Dar nu mă deranjează, că asta mă ajută, mă inspiră, scriu cântece, sunt mai boemă, dacă mă pun capul cu o poezie, o fac imediat, bam, bam, de dragoste, de inimă albastră, de suferință, de, mă rog. Toate momentele prin care trecem au rolul lor.
Și după asta s-a încheiat colaborarea dintre mine și echipa cu care am lucrat de când am început în industria muzicală. Contractul nostru a expirat și am ales să mergem fiecare pe alt drum. Și chestia asta m-a afectat. Ce credeți? Nu mă așteptam, dar din momentul ăla am devenit foarte nesigură pe mine. Pentru că înainte de chestia asta, când mergeam la emisiuni, prezentam și toate experiențele pe care eu le-am enumerat înainte, știam că e cineva acolo cu mine tot timpul care să mă ajute în cazul în care orice. Și dintr-o dată oamenii ăia n-au mai fost. Și eu n-am mai știut ce urmează. Și nesiguranța asta, din nou, m-a clătinat fantastic. Eu nu mi-am închipuit în ce fel te poți atașa de oameni și cât de greu îți poate fi să depășești chestia asta. Mă rog, nu oamenii m-au dezamăgit, ci situația în sine. Oamenilor care au făcut parte din viața mea le sunt recunoscătoare pentru tot ce s-a întâmplat. Cu siguranță au avut un rol nemaipomenit în dezvoltarea mea și în formarea mea ca om, așa că tuturor celor care ați făcut parte din viața mea, I love you și vă mulțumesc pentru tot. Și dacă încă mai faceți, sunteți niște norocoși nebunilor. Vedeți că mă apropii de momentul în care am început să fac atacuri de panică, da? Deja eram clătinată emoțional, deja eram nesigură pe mine, nu mai știam în ce direcție să apuc, aveam nevoie și de o constantă că a venit, pentru că sunt și eu o fată normală. Ăsta e doar jobul meu, faptul că mai cânt și particip la emisiuni TV, dar am și eu de plătit chirie, gaze, utilități, toate cele. Adică nu sunt cu nimic mai diferit decât voi și am acceptat o colaborare nouă. Și am înțeles pentru prima dată în viața mea ce înseamnă un compromis. Pentru că am simțit din prima că nu mi se potrivește această colaborare. Și cu toate astea m-au aruncat. Fiindcă, știți că la noi ca la român, pe principiu, nu, în viața asta nu faci doar ce-ți place, mai faci și ce trebuie. Și uite așa m-am avântat eu în această colaborare în care vă spun cinstit. Eu sunt o tipă care poate interacționa cu orice fel de oameni. Eu vorbesc cu toată lumea, eu mă integrez în orice mediu, n-am niciun fel de problemă în sensul ăsta. N-am pățit în viața mea să simt să fug din preajma unor oameni. Înainte de fiecare concert, vomitam. Vomitam de stres. După ce stăteam o noapte întreagă cu capul în WC, dar înainte de concert, după aia pe avion spre Oradea, Cluj, Timișoara, pe unde mai trebuia să merg. Și cântă dacă mai ești în stare să cânti ceva după ce ai stat o noapte cu capul în WC și n-ai dormit. Vă spun sincer, știți că eu sunt tipul care cântă live și orice, adică n-am avut în viața mea frica asta de cântare live. Am avut cele mai proaste prestații din viața mea. Am simțit cum că e prima dată că nu mi se potrivește o experiență sub nicio formă, deși am mai trecut prin experiențe care nu mi s-au potrivit. Dar niciodată n-am simțit chestia asta atât de apăsat ca acum. Și m-am trezit în mijlocul unei situații în care îmi era frică de orice apariție TV, de orice concert. Vomitam înainte de fiecare apariție TV și concert. Chiar la Neața cu Răzvan și Dani mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat înainte de emisiune, trebuia să intru și eram afară, ședeam la boboci, au crezut oamenii că sunt gravidă, altceva. Adică chiar au fost câteva situații jenante de-a dreptul și nu puteam să controlez. Creierul ajunsese să mă domine. Oamenii care au fost în jurul meu în perioada aia știu foarte bine cu ce m-am confruntat și oamenii din echipa mea, Big Up Music, cu care lucrez acum, știu și boierul s-a speriat când au auzit ce-i povesteam și nu-i venea să creadă că trec printr-o perioadă ca asta. Că nu puteam să mă controlez efectiv, mi-era frică să cânt pe scenă și nu de oameni, nu de public. Nici nu puteam să-mi explic de ce mi-e de fapt frică. Era efectiv repulsia mea vis-a-vis de oamenii cu care colaboram. Și pentru că nu știam ce se mai întâmplă cu mine, deja mergeam din doctor în doctor, din gastroenterolog în gastroenterolog, am ajuns la un domn doctor generalist, i-am expus situația așa pe scurt și am zis, eu cred că o iau cu cap. Că eu vomit înainte de fiecare concert, eu din asta trăiesc, eu cu asta mă ocup, eu nu știu să fac altceva, ce dracu fac? Asta e întrebarea mea. Și mi-a zis, vezi să vezi că s-ar putea ca și asta ce ți se întâmplă ție să fie o alergie de la oameni sau la ceva ce faci și nu ți se potrivește. Gândește-te bine, cântărește lucrurile, vezi dacă merită să faci sau să te înconjori de oameni de care ești înconjurată și dacă nu merită, fă ce ți se potrivește și ce trebuie să trăiești tu. Pentru că atunci când faci niște lucruri care nu ți se potrivesc, corpul, organismul tău îți trimite semnale, spune, ha, tare cu cuminte. Și n-a mai durat mult și am încheiat colaborarea, după care vă spun cinstit, eu n-am mai făcut niciun atac de panică.
De asta vă spun, s-ar putea ca soluția la această problemă să fie efectiv eliminarea din viața voastră a tot ceea ce vă face rău, a oricărei persoane simțiți că vă atacă psihic voi sau nevoit, că nu trebuie să fie o persoană rea ca să facă chestia asta. Unii oameni cu alți oameni, eu cred că nu trebuie să se întâlnească în viața asta, asta e părerea mea. De asta spun că s-ar putea să vă ajute, așa că gândiți-vă bine, faceți cum i-a spus mie domnul doctor și cântăriți bine dacă merită și eliminați tot ce simțiți că vă face rău sau că vă atacă în vreun fel psihicul și sufletul. Protejați-vă! Și protejați-vă și de virusul ăsta. Uite, eu sunt aici cu măști de protecție, care, apropo, trebuie să vă acopere și nasul și gura, nu uitați. Cu mănuși, nu ieșiți afară fără mănuși, că puneți mâna pe butoanele de la lift, pe clanță, pe toate cele. Și geluri pentru igiena mâinilor. Vă rog, protejați-vă, avem nevoie de voi, avem nevoie de publicul românesc. Indiferent de vârste, nu contează, trebuie să fim cu toții sănătoși și să supraviețuim acestei perioade, nu știm ce ne așteaptă. Nu uita să mă spuneți și câte o rugăciune din când în când, că eu cred că și asta contează. Hai să avem grijă de noi și să ne revedem cu bine joi! Am făcut și rimă! Și lăsați în comentarii, uitam, ați văzut? Lăsați în comentarii, vreau să știu cei care ați trecut prin astfel de perioade și v-ați confruntat cu anxietatea și atacurile de panică, vreau să-mi spuneți cum s-au manifestat la voi atacurile de panică, dacă ați descoperit care e de fapt frica voastră și dacă ați depășit, cum ați reușit să depășiți? Pentru că trebuie să ne ajutăm între noi. Eu sper că acest vlog v-a ajutat, că v-a ajutat să vă dați seama că nu sunteți singuri pe pământ, că există o soluție pentru orice, că nu se moare dintr-un atac de panică și vorba lui Sormea oricum mori o singură dată în viața asta. Așa că de ce să te stresezi? Că dacă mori o dată oricum după ce mori, nu mai apuci să te stresezi de faptul că ai murit, nu? Corect. Nu uitați să dați subscribe, apăsați clopoțelul, like dacă credeți că v-a ajutat în vreun fel acest videoclip sau dacă v-a plăcut. Și un comentariu acolo v-am spus eu cu ce. Vă pup și ne vedem și pe Instagram. Vă las aici contul meu de Instagram, să dați acolo un follow, că eu mai povestesc pe Instastory, mai cânt câte ceva, mai una alta. Ne vedem joi, da? Pup!